Interzis cu Laura Andreșan. Hei, și astăzi tot răspunsuri. Să vă zic surpriza care vă pregătesc din ianuarie. Hei, ați vrea, dar nu vă zic. Uite, uite, reușești să fii surpriza pentru mine. Sau nu, vorbim pe final de emisiune să vedem. Interzis@omotv.ro mi-a scris, vă răspund. Teodora, bună Laura, să știi că te admir foarte mult, mulțumesc pentru tot ceea ce ești, mulțumesc. O femeie curajoasă, dezinhibată, da, mulțumesc, mulțumesc, da. Până de curând nu practicam sexul oral, însă am un prieten de 2 ani și mi-am dat seama că ar vrea asta. Ena. Da. Nu știu dacă mă pricep, însă repetiția e mama învățăturii. Corect. Vreau să te întreb dacă e normal ca penisul să aibă gustul ăsta ciudat. Nu știu de ce gust vorbești. Îmi e teama să nu aibă prietenul meu o problemă de igienă. Corect. Care e gustul normal al penisului? Nu e. Mulțumesc anticipate, pupic dulce și mult succes în continuare. E gustul pielii. Este... Fiecare om are mirosul și gustul lui. Nu cel dat de gelul de duș, nu cel dat de parfum, nu cel dat de... Înainte de o partidă sexuală, este absolut necesar ca partenerii să își spele zona intimă, dacă nu au timp măcar un duș să facă. Dacă prietenul tău vine de la muncă, a făcut de vreo 10 ori pipi astăzi, nu și-a spălat penisul și tu începi să-l sugi, da, s-ar putea să aibă un gust și un miros nu tocmai plăcut. Urină, mizerie, etc., etc. Nu tu ai, de fapt tu nu ai nicio problemă. Prietenul tău poate să aibă o problemă. Este foarte important să vezi dacă e sănătos prietenul tău și este importantă igiena. Nu poți să sugi un penis care miroasă, care pute și are gust de urină. Nu poți. Este o chestie de respect față de el care trebuie să aibă prietenul tău în momentul în care intră în dormitor să-i fie zona intimă curată. La fel cum nu cred că i-ar conveni să nu-ți fie ție păsărica curată să-l pui la cunilingus. Deci este un respect. Interzis cu Laura Andreșan. Hei, și astăzi tot răspunsuri. Să vă zic că surpriza mulți băieți nu știu să-și spele penisul. Deci, pentru ei se întâmplă așa. Uneori mi-ar dori să am un penis ca să vă arăt. Pentru ei se întâmplă așa. Uite, ia uitați ce penis mare mi-am tras. Asta e penisul, e și negru, e și așa. Cum spală băieții penisul mulți? Să considerăm că pun apă, freac așa, șterg un pic, eventual o scutură, gata, mă duc, pot să o sugi. Nu. Un penis care nu este circumcis se decalotează și se spală foarte bine. Nu aici, nu aici, tot. Este foarte important să decalotezi penisul în momentul în care îl speli. Spune asta prietenului tău. Că dacă nu, degeaba aș dă cu puțină apă pe cap și mai cu un pic de apă pe la cu... Că toată mizeria și toate bacteriile și toate astea sunt pe... Că acolo sunt. Tu le bagi în gură, după care le bagi în vagin, s-ar putea să fie purtător de o bacterie care... El e doar purtător și tu să o ai. Deci, ce zici de asta? Ți-o dă ție prin sex vaginal. Nu trebuie să faci, nu doar sex oral, niciun fel de sex cu un partener care pute. Că ești băiat, că ești fată. Da, prietenul tău are o problemă. S-ar putea să nu știe să-și spele penisul. Învață. Octavian, mă zăpăcești, Laura, tare mi-aș dori să te am odată în patul meu, că așa mă nebunești când te văd și pe deasupra am și o sculă mare care sigur ți-ar face bine. Cum pot să dau de tine? Am 24 de ani și sunt și sexy, iar numărul meu de telefon este... Și acum o să-l facem public. 0721 814415. Poate există vreo doritoare de mare ca să te sune. Pentru că eu nu vreau. Eu mulțumesc cu cel mai bun, cel mai tare, cel mai mare și cel mai excelent penis din univers, care mi-o trage și mi-o trage atât de bine. Octavian, poate sunt, poate tocmai ți-ai făcut fan. Știi asta cu pula mare? Un amant bun, eticheta de amant bun, este dată de numărul de orgasme, nu de numărul de centimetri. Ejaculare prematură se numește subiectul. Ionuț, bună Laura, sunt un fan al emisiunii tale. Sunt chiar mândru de tine că
în emisiunile tale poți să vorbești despre subiecte despre care altora le-ar fi roșine să vorbească. De p*** de p***, de păsărică. N-am spus până acum p***, ai interzis. Na, că am încheiat anul cu o premieră. Am și eu o problemă despre care aș dori să mă ajuți. De fiecare dată când întrețin relații sexuale, nu durează mult și mă termin foarte repede. Nu durează nici 2-3 minute. Aș vrea să știu dacă mă poți ajuta rezolvând această problemă. Ejacularea prematură se poate vindeca sau așa voi trăi toată viața? Mulțumesc. Dragul meu, nu... Da, tocmai am postat. Când mi-ai trimis tu e-mailul, nu era postat. Eu am reluat povestea orgasmului pe profadesex.com, evident mai upgradată. Și am reluat și problemele de ejaculare. Deci intră pe profa de sex, în categoria profa de sex, și acolo să ai primul post din serialul probleme de ejaculare este ejacularea precoce. Ejacularea prematură. Ce este ejacularea prematură? Ejacularea prematură descrie situația în care un bărbat nu are control asupra reacției de ejaculare. Uneori ejaculează chiar înainte să se întâmple penetrarea, alteori la 2-3 minute după penetrare. Personal, cred că dacă un bărbat reușește să reziste 5-7 minute, nu vorbim de ejaculare precoce, ci de neștiința lui între ale abținerii sau confunzi ejacularea prematură cu excitarea puternică. Dacă acești timpi, 5-7 minute, nu sunt depășiți și de fiecare dată, dar de fiecare dată când intri în dormitor, termini maxim 2-3 minute, da, vorbim de un caz de ejaculare prematură. Cam de ce mai se trezesc băieții cu ejaculare precoce?